ține bine, cuvinteze, mărit să fie Domnul. Important e să lauzi pe Domnul din inimă. E, acum, dacă lauzi pe Domnul prin inimă, să nu ai dorința să vii în față să lauzi și, sau să vin în față să lauzi pe Domnul, eu sunt pe nicăieri, dar n-am vrea să ajung în față să lauzi pe Domnul. Laudă-L pe Domnul de acolo din bancă, îl laud pe Domnul de aici din bancă și se bucură Domnul, mărit să fie numele Domnului. Amin? Amin. Trăiască Domnul și binecuvântat să fie numele Lui. Am citit pasajul acesta pentru că am văzut câteva lucruri foarte importante, lucruri care de altfel îl știți și cunoaștem situația, poate nu cu punct și virgulă mulți dintre noi, dar eu cred că cei care cercetează cuvântul Domnului, cei care se ocupă cu lucrul acesta, știu și înțeleg, dar nu fac o lectură așa, de dragul de a citi Biblia și atâta tot. Spune cuvântul Domnului că a existat un om pe vremea lui Elisei, numele lui Naaman. Acest Naaman era un general de armată care, când a intrat în Israel, în război fiind cu Israel, a luat o roabă, un copil, dintr-o familie de evrei. A dus-o în robie și pentru că i s-a părut lui că ar fi bună pentru a fi ajutor în casa lui pentru soția lui, a luat-o. Probabil că a văzut-o, nu știu, frumușică, drăgălașă, probabil că nu avea copii, nu știu. Cert este un lucru. Omul acesta, acest mare general, a luat-o pe această fetiță și a dus-o în casa lui ca să slujească. Ei, cum nimic din ceea ce se întâmplă nu este la o întâmplare, sau nu este doar o întâmplare, ci totul este programat de Dumnezeu, și de data aceasta, această fetiță, în discuția cu stăpâna ei, a început să-i explice că la ea în țară lucrurile stau altfel cu bolnavii. Sunt oameni care se roagă pentru ei și de data aceasta în țară, unde ea a lăsat-o în urmă, a existat și există un proroc pe nume Elisei. Și Elisei acesta este omul lui Dumnezeu. Și dacă se va ruga el pentru stăpânul ei, pentru Naaman leprosul, Dumnezeu va vindeca. Auziți? Câtă credință pe această fetiță. Omul acesta, soția i-a spus omului acestuia, omul acesta s-a dus la împărat și a cerut scrisoare ca să meargă în Israel, să meargă la acest proroc care nu-l știa. E, până să ajungă acolo, autorul cărții Doi Împărați scrie atât de minuțios ca să înțelegem noi câteva lucruri. Omul acesta avea 7 calități. Și un singur lucru care depășea cu mult aceste calități. Și vă rog să fiți atenți. Poți să fii predicator, poți să fii cântăreț, poți să fii proroc, poți să fii recitator, poți să îi ai darul de a vindeca și multe daruri. Dacă un singur lucru ai în viața ta și am în viața mea, toate acestea n-am nicio valoare. Și aici se vorbește despre lepră, simbol al păcatului. Poți să fii predicator, să vestiști cuvântul Domnului la cel mai mare nivel de oratorie. Poți să fii proroc și să spună oamenii despre tine, Domnule, cuvântul este dat și iar. Poți să faci lucrări și minuni. Dacă păcatul stăpânește în viața ta și în viața mea, toate acestea nu au nicio valoare. Pentru că le vom face, se va folosi Domnul de noi ca de o schelă, dar răsplata nu va fi. Și dincolo de lucrul acesta, că nu va fi răsplată, s-ar putea ca și mântuirea să fie cu semnul întrebării. Mă asculți, fratele meu și sora mea? Înțelegem noi lucrul acesta? Haideți să ne uităm la Naaman. Ce spune cuvântul Domnului despre el? Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei. Domne, căpetenie. Căpetenie, nu oricine, o căpetenie. Prin el, spune cuvântul Domnului, a dat Domnul izbăvire Siriei.
Citesc. Avea trecere înaintea împăratului său, înaintea stăpânului său și mare vază. Căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Auziți, toate acestea, poate că toți ne-am dorit lucrul acesta, Domnule, să se știe despre mine, predicator, cântărești, proroc, pun mâna peste bolnavii, vindecă Domnul, că ne dorim lucrul acesta de multe ori. Ne dorim. Domnule, place să fiu un predicator când mă ridic să vestesc Evanghelia și facă Domnul ca toți bărbații de aici să scoată Domnul din ei slujitor, să fie vestitor ai cuvântului lui Dumnezeu, a Evangheliei și Domnul să dea biruință. Amin! Mări să fie Domnul. Cu toții ne dorim. Dar auziți, spune cuvântul Domnului, dar omul acesta tare și vitează. Tare și vitează. Avea un singur lucru. Nu știu dacă în perioada aceea, în vremea aceea, leproșii erau separați de familie, de societate. Nu știu. Dar, venind mai aproape și cel puțin în Israel, la neamuri nu știu dacă se practica lucrul acesta, dar în Israel, pentru că era legea aceasta, dată de Dumnezeu, ca să nu se îmbolnăvească toată națiunea, să nu se molipsească, să nu se ia lepra, îi îndepărta pe cei leproși. Lucrul acesta m-a mirat puțin, pentru că acest general încă mai locuia cu familia. Nu știu ce fel de lepra avea. Știți că există la noi în țară, la Chichilești, anumiți leproși care lepra aceasta nu se transmite, nu se ia. Și se duc mulți frați și multe surori să aducă și au îngrijit de oamenii aceștia, pentru că știau că lepra aceasta nu se ia. Dar nu despre această lepră este vorba, spiritualizând lucrul acesta. Nu. Spune cuvântul Domnului că toate erau bine și la locul lor. Dar omul acesta, care avea toate aceste calități, avea doar un singur lucru. Doar un singur lucru care nu-i dădea pace, nu-i dădea bucurie, nu mai avea nicio bucurie omul acesta. Pentru că așa se întâmplă, frații și surori. O să fii marele lucrător și marea lucrătoare. Să faci lucrări care să pui în uimire pe toți. Dacă păcatul domnește în viața ta și în viața mea, nu mai ai nicio bucurie de lucrător. Nu mai ai nicio bucurie că faci lucrare pentru Domnul. E, omul acesta avea toate aceste calități, dar nu avea bucuria aceasta să se bucure de calitățile lui. Și ca dovadă spune cuvântul Domnului că după ce a auzit de fapt aceste lucruri, se duce cu scrisoare de la împărat către Elisei. Ajunge acolo, la Elisei, și pentru că el avea atâtea calități și noi de multe ori avem calități, și în loc să slujim, dorim să ne slujească, pentru că calitățile care le avem, de împing, dacă vreți, să creăm situația asta în viețile noastre. Se duce la Elisei, și el, pentru că era bine văzut la el în țară, pentru că era un cu vază, aștepta ca omului Dumnezeu să vină să facă plecăciune înaintea lui. Pentru că, frații mei, și în vremea aceasta, sunt oameni care așteaptă de la slujitori și de la lucrători plecăciuni. Și dacă cumva, iertați-mi expresia, că trebuie să o spun, dacă cumva lucrătorul, că majoritatea lucrătorilor așa sunt, pentru că ei nu se mai ocupă cu lucrurile pământești, se ocupă cu lucrurile duhovnicești, cu lucrurile spirituale. Și dacă ție ți-a pus Domnul pe inimă, și dacă mie mi-a pus Domnul pe inimă, să merg să-L ajut de data aceasta, noi vrem să fie slujitorul nostru. Să facă nu ceea ce vrea Domnul de la el, să facă ceea ce vrem noi. Că așa e țărâna. Dai un ban și să-l aștepți să primești ceva. Faci un bine și aștepți supunere. Doamne, ai milă de noi. Doamne, îndură-te de noi. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Domnului, că Domnul și-a mai păstrat slujitori și lucrători care încă nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și înaintea Baalilor și înaintea lui Mamon. E harul lui Dumnezeu. Binecuvântat fie numele Domnului. Pentru că vedem ce se întâmplă când se întâmplă lucruri de genul acesta. Vine omul nostru, se duce la Elisei, și așteaptă să iasă Elisei, că așa spune cuvântul Domnului. Spune că Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te, scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat.
Păi ce a făcut Elisei? Vorba a fost aceasta la Elisei? Păi stai, domnule, așa puțin, dar eu sunt Naaman sirianul. Eu sunt cu vază la mine în țară. Eu sunt așa, sunt așa, sunt așa și dacă îi numărăm, sunt 7 calități. Dar el a uitat că vindecarea lui depindea de Domnul și implicit de omul lui Dumnezeu. Pentru că noi de multe ori uităm lucrul acesta. Uităm că slujitorii lui Dumnezeu sunt aceia care sunt între noi și Dumnezeu. Și noi vrem să facem lucrurile pe care vrem noi. Uitând că acești slujitori sunt mâna lui Dumnezeu, sunt chemați de Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze, ca Dumnezeu să se folosească de ei. Și noi avem impresia că putem să facem ce vrem cu ei. Doamne, ai milă și dacă am făcut-o să ne ierte Domnul. Și dacă am făcut-o, de azi înainte să o mai facem. Amin? Ajută-ne, Doamne! Binecuvântat fie numele Domnului! Se supără Naaman. Păi cum e Elisei? Păi am avut impresia că tu vii, că așa spune cuvântul Domnului. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine. Auziți? Mândria, vaza, posibilitatea, renumele, poziția în societate, anumite posibilități, creează lucrul acesta în ființa umană. Să se creadă că e mai presus de Dumnezeu. El avea nevoie de vindecare, dar nici acolo nu ceda. Și dacă vreți, ca să fie vindecat de lepră, mai întâi de toate, trebuia să fie vindecat de toate aceste 7 lucruri care le avea în viața lui. Cu alte cuvinte, era plin de mândrie. Mândria stăpânea peste el. Și spune cuvântul Domnului, ferește pe robul tău de mândrie ca să nu fii vinovat de păcate mari. Doamne, ai milă de noi și îndură-te de noi și Domnul să ne binecuvânteze. Am crezut, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși. Auzi, Domnule, să ia și poziție de drept dacă se poate, să facă plecăciuna, Naaman, bine ai venit. Că așa mor unii oameni. Și când le spui adevărul, du-te și scaldă-te. Dar bine, mă, dar cine ești tu să-mi dai mie porunci de felul acesta? Tu nu știi cine sunt eu. Eu sunt cu tare, cu tare, cu tare. Sunt așa, așa, așa și pe dincolo. Că așa e firea pământească. Ești așa și sunt așa, rămânem cu bala noastră, cu păcatul nostru, cu lepra noastră. Ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Creiem posibilitatea lui Dumnezeu să intervine prin plecăciunea noastră înaintea Lui, dacă vreți, prin posibilitatea de a ne cere iertare, lăsăm pe Dumnezeu să lucreze viețile noastre, binecuvântat fie numele Domnului. E de data aceasta, acest Naaman spune, recitez, dați-mi voie să recitez. Eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, își va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna peste locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt toare, auziți ce comparații, nu sunt toare râurile Damascului, Abana și Parmar mai bune decât toate apele din Israel? N-aș fi putut toare să mă spăl în ele și să mă fac curat, dar de ce n-ai făcut-o? De ce nu te-ai dus acolo? Sau probabil că ai folosit cele mai puternice medicamente ale vremii, cu posibilitățile care le aveai, cu poziția care le aveai, o aveai în aman, dar nu s-a putut întâmpla nimic. De ce? Pentru că păcatul nu poate vindeca, nu poate fi vindecat decât cel ce are puterea asupra lui, mărit să fie Domnul. Și păcatul poate fi vindecat în momentul în care ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Ne mărturisim și căpătăm iertare. Ne mărturisim și să ne lăsăm de el. Amin? Amin, mărit să fie numele Domnului. Câte vreme nu ne mărturisim păcatul, câte vreme nu ne recunoaștem și nu ne lăsăm de el, nu vom căpăta iertare și păcatul va domni în viețile noastre. Și zic, Doamne, ai milă de noi și îndură-te de noi. Și Domnul să ne binecuvânteze, să înțelegem că nu-i de jucat cu păcatul. Păcatul ne înfășoară așa de lezne și dacă nu suntem atenți, acel păcat mic, spunem noi între ghilimele, va deveni atât de mare încât ne va despărți de Dumnezeu și în final ne va despărți de mântuire. Nu doresc pentru nimeni lucrul acesta și doresc ca Domnul să ne binecuvânteze, să ne mărturisim și să ne lăsăm de păcatele noastre, bineînțeles, dacă le aveți și dacă le avem. Și Domnul să ne binecuvânteze.
Că spune cuvântul Domnului în 1 Ioan 1 cu 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice lepră, spun eu, de orice nelegiuire. Binecuvântat fie numele Domnului. Condiția de bază pentru mine și pentru tine, care mă asculți în seara aceasta și Domnul să te binecuvinteze, să iei culoarea minte la ceea ce spun. Să te recunoști înaintea Domnului și să spui, Doamne, până astăzi am gândit-o în felul acesta, până astăzi am trăit în felul acesta, până astăzi m-am jucat cu păcatul, crezând că pot, Doamne, să fiu eu acela care fac totul. Dar în seara aceasta, Doamne, am înțeles că Tu ești acela care poți să lucrezi, să dai biruință în urma mărturisirii pe care ți-o fac. Măriți să fie Domnul. Mândria nu permitea lui Naaman să fie vindicat. Dacă este ceva care urăște Domnul cel mai mult, este mândria, frate și soră. Și după cum bine știți, când s-a făcut o nezmeriță în cer, a fost din cauza mântuirii. Și cea mai frumoasă și cea mai iubită creatură, și luați bine seama ce spun, creatură, pentru că acel înger strălucitor era creat. Se bucura Dumnezeu de acea creatură. Era cea mai strălucită ființă. Și a avut impresia că se poate ridica împotriva lui Dumnezeu și poate să câștige. Mândria aceasta l-a făcut pe Satan să fie aruncat din cer. Dacă el, care se bucura Dumnezeu de el, din cauza mândriei, a fost aruncat. Dacă noi avem mândrie, cum credeți că vom sta înaintea lui Dumnezeu? Doamne, ai milă de noi. Și dacă cumva Duhul acesta vrea să stăpânească peste vreunul dintre noi, zic, Doamne, nimicește Duhul acesta. Și peste noi toți, începând de la mine până la ultimul. Să fie smerenie, să fim caracterizați de smerenie și noi să locuiască, Doamne, Duhul acesta de smerenie. Binecuvântat fie numele Domnului. Și dacă cumva Duhul de mândrie vrea să se apropie de tine, și dacă cumva simți că vrea să se apropie, spune Domnului, Doamne, nimicește Duhul acesta și Domnul îl va nimici, mărit să fie numele Domnului. Eu am crezut că va veni El, va ieși El. El este prorocul națiunii Israel, dar nu mă interesează pe mine cine este El, pe mine mă interesează să știe cine sunt El. Că de multe ori așa se judecă într-o vreme ca și aceasta. Păi cine? Păi, un biet predicator, un biet proroc, un biet cântăreț, un biet slujitor, că așa suntem noi slujitorii, bieți! Bieți nu că folosim băuturi alcoolice. Bieți, nu beți. Și Domnul să aibă milă de noi. Și Domnul să se îndure de noi. Și alții au impresia că se pot juca și pot călca în picioare pe slujitorii lui Dumnezeu. Păi ce să predice asta? Eu am nevoie de cutare, cu nume, cu rezonanță. Slavă Domnului! Sunt frați care au nume cu rezonanță. Pentru că au ungerea lui Dumnezeu peste ei și Domnul se binecuvinteze. Cu toții ne dorim astfel de lucrători. Dar auzi, dar dacă tu și eu îi auzim pe acei mari lucrători, cu acele nume, cu acele nume deosebite și cu rezonanță, auzi, te pocăiești la vestirea cuvântului de către ei? Sau, lasă-mă că așa mai departe, nu, frații mei, omului Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu a spus clar, du-te și fă-cu tare lucru. Că n-a înțeles, nu mai e problema lui Elisei. Era problema lui Naaman. Dar vedeți cum spune-o întâmplarea de fiecare dată, acolo lângă el, Naaman a avut niște oameni înțelepți. Și știți care este binecuvântarea lui Dumnezeu? Că el i-a ascultat.
Acum nu știu dacă tu și eu mai ascultăm, dar ascultă-mă, dragul meu, fratele meu și sora mea. Dacă nu vrei să asculți de Domnul și ai totuși lângă tine niște oameni de bine care vor să spună anumite lucruri, primește lucrurile acelea, că-s pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta, pentru binele tău și a corpului tău. Și Domnul să ne binecuvânteze, să înțelegem. Dacă omul acesta n-ar fi ascultat de slujitorii lui și ar fi plecat, ar fi rămas cu lepra lui în continuare. Dar pentru că în toată mândria lui, în toată mândria lui, și-a plecat urechea și a ascultat la robii lui, a fost binecuvântat la Domnul. Întrebarea se pune, tu mai asculți de cineva într-o vreme ca și aceasta? Eu mai ascult de cineva? Haideți să punem bine întrebarea aceasta. De cine mai ascultăm într-o vreme ca și aceasta? Că spune Domnul, eu ascult de Dumnezeu. Slavă Domnului și Domnul să te binecuvinteze. Ascult de Dumnezeu. Dar Dumnezeu se folosește de oameni, se folosește de robii lui să spună anumite lucruri. Dacă le primești, ferice de tine. Dacă nu le primești, e treaba ta. Dumnezeu își face partea, că e Dumnezeu și este dragoste. Binecuvântat fie numele Domnului. În final, omul acesta plin de mândrie, omul acesta cu un eu atât de puternic, a înțeles că dacă i s-ar fi cerut lucruri mari, poate că le-ar fi făcut. Dar dacă i s-a cerut un lucru minor, ceva nesemnificativ, dacă vreți, acest lucru putea să-l facă și acasă și oriunde. Dar problema este că n-ar fi fost trimis de omul lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dar omul lui Dumnezeu când l-a trimis, l-a trimis special ca să vadă dacă el ascultă. Nu apele l-au vindecat pe Naaman. Nu că s-a scufundat de 7 ori în ape. Pe Naaman l-a vindecat Domnul datorită ascultării, că a lăsat din mândrie și a ascultat. Binecuvântat fie numele Domnului. Și să înțelegem, frații mei, ascultarea e atât de plăcută, e atât de iubită de Domnul, dacă vreți. Neascultarea, spune cuvântul Domnului, că e egală cu ghicirea. Și Domnul urăște pe astfel de oameni care nu ascultă, ci care stau în neascultare. Și iubește pe cei ce se ascultă și se supun cuvântului și voii lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ajută-ne, Doamne, să stăm în supunere și în ascultare de Tine și de voia Ta. Și aș dori ca poporul Domnului să zică amin. Mărit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. În final, omul acesta se scaldă și vede că se poate realiza vindecarea. Binecuvântat fie numele Domnului. Uimit! Șocat, dacă vreți! Ceea ce a cheltuit ani de zile! Cele mai scumpe medicamente, dacă vreți! Alifii peste alifii, gândesc eu, și nu s-a putut realiza nimic. Doar la un cuvânt s-a supus și a căpătat vindecare. Mărit să fie Domnul și binecuvântat fie numele Domnului. Un cuvânt să zică Domnul și tu și eu să ascultăm și va veni izbăvirea. Binecuvântat fie numele Domnului. Și dacă vom asculta, vom fi binecuvântați. Și spune cuvântul Domnului, și am citit câteva din lucrul acesta, s-a realizat ce s-a realizat, numai că acolo, lângă Elisei, când Domnul acesta a vrut să aducă un dar omului lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu nu a primit. Pentru că spune cuvântul Domnului, în dar ați primit, în dar să dați. Știți ce este ciudat într-o vreme ca și aceasta? Dacă sunt anumiți oameni care au darul de vindecare, perceptați. Cântăreții, într-o vreme ca și aceasta, din țara noastră, au făcut apel pe lucrarea lui Dumnezeu. Predicatorii, într-o vreme ca și aceasta, au făcut apel pe vestirea cuvântului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei nu se mai identifică cu copiii Domnului, cu biserica primară. Ei fac alte lucruri. Și Domnul să aibă milă. Și Domnul să se dure. Faci o nuntă la copii. Faci o nuntă la copii și vrei să chem niște cântăreți, niște slujitori. Că așa se practică într-o vreme ca și aceasta, ca în lume. Iertați-mă, ca în lume. Încând eram în lume, țin minte că dacă aduceai cea mai iscusită orchestră, cei mai mari lăutari, aveai o mulțime la nuntă și câștigai. Și căutai cu tot din adinsul să aduci pe mari lăutari ca să ai la masă
oameni ca să pună dar și să câștige. Știți voi mai bine decât mine. E, într-o vreme ca și aceasta, se practică același lucru. Facem o nuntă și nunta creștină, care ar fi trebuit să fie o binecuvântare și Domnul să binecuvânteze toate nunțile care vor mai fi. Și pe cele ce au fost, familiile care au fost implicate. Să binecuvânteze Domnul. Dar frații mei și surorile mele, lăsați lăutarii cu lăutăria lor și chemați slujitorii Domnului ca să facă lucrare. Nu-i chemați pe aceea, auzi, eu vin la nuntă la fiul sau la fiica ta, dar mie îmi dai atâta. Unde ai găsit în Biblie așa ceva? Unde ai găsit în Biblie așa ceva că dacă Domnul ți-a dat darul, nu-i al tău, este darul care ți l-a dat Domnul pentru zidirea bisericii, că e predicare, vestirea cuvântului, prorocie, că e dar de cântare, să mai știu ce a dat. Toate acestea le-a dat Domnul pentru edificarea bisericii. Binecuvântat fie numele Domnului. Și dintr-o dată, darul pe care ți l-a dat și mi l-a dat Domnul, ne-l însușim ca și când a fi al nostru și nativ. L-am primit de la mama și de la tată. Și îl punem în negoțul. Dar nu pentru Domnul, pentru buzunarul nostru. Și auzi că vine nu știu care, mie îmi dai la nuntă 3.000, 5.000. Oameni buni, unde vă treziți, voi fraților? Unde vă treziți, voi fraților, că ia Domnul darul de la voi? Sau chiar dacă lasă, nu veți avea parte nici de răpire, nici de răsplătire, de nimic. Nu știu dacă mă înțelegeți. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu? Așa mă îndeamnă Domnul să spun și spun cu toată libertatea că știu că Dumnezeu va binecuvânta poporul, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze și vreau ca poporul Domnului să zică amin. Să știm că sunteți de acord cu ceea ce vestesc și Domnul să vă binecuvânteze. A venit Ghehazi și a zis el, Domnule, stai așa, dacă stăpânul meu n-a luat de la sirianul acesta, stai așa că iar el. Și auzi ce spune cuvântul Domnului. Gehazi, slujitorul Elisei, omul lui Dumnezeu. Nu spune despre Gehazi că e omul lui Dumnezeu. Elisei, slujitorul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. Și vă rog să fiți atenți. A zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Păi de ce n-a primit? V-ați pus vreodată întrebarea, mai mult frații care studiați cuvântul lui Dumnezeu, de ce omul lui Dumnezeu nu a primit? De ce n-a primit Elisei darul? Pentru că dacă primea darul, omul acesta Naaman ar fi crezut că datorită darului care l-a dat și l-a primit Elisei a primit vindecarea și n-ar mai fi scos în evidență Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, ci posibilitățile care Naaman le-a dat lui Elisei. Mă înțelegeți? De aceea s-a făcut de râs numele lui Dumnezeu într-o vreme ca și aceasta. Pocăința s-a făcut de râs, nu numele lui Dumnezeu. Iertați-mă și să mă ierte Domnul. Mai clar este, s-a făcut de râs pocăința. Pentru că pocăiții, într-o vreme ca și aceasta, percep taxă la orice. Dacă îi chem la o binecuvântare de copii, trebuie să dai bani. Dacă îi chem să zujească în biserică, trebuie să dai bani. Măi, fraților, sunt de acord. Îi dai să-i plătești drumul, să doarmă la un hotel, să mănânce. Dacă e dintr-o familie numeroasă, îi dai să aibă să ducă și la copii ceva. Dar dacă el are taxă și percepe, și aceasta e taxa mea, să nu-l chem niciodată. Că acela nu-i omul lui Dumnezeu. Acela zujește pe mamona. Mă înțelegeți? Îl zujește pe mamona. Doamne, ai milă și lor. Și Gehazi s-a dus frumos, a alergat carul lui Naaman și a ajuns la el. Totul e bine, e bine, totul e bine. Auziți minciuna? Totul e bine. De multe ori, când se fac lucruri dintre acestea și suntem întrebați, totul este bine, este bine. Și noi mințim și îl întristăm pe Dumnezeu. Dar noi spunem că e bine. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este bine. El a răspuns, totul este bine, auziți minciuna.
Stăpânul meu mă trimite să spun, iată că au venit la mine doi tineri și așa mai departe. Minciună. Păi nu-l interesa lucrarea lui Dumnezeu. Nu-l interesa ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit. Și omul acesta, mediatul acesta împrejur, sirianul acesta, să se întoarcă și să vestească numele lui Dumnezeu. Păi l-a interesat să ia daruri. Să ia daruri. Frații mei, și în vremea aceasta se practică, din păcate încă se mai practică, stilul acesta, drăcesc îl numesc eu. Drăcesc îl numesc eu. Se mai practică, din păcate. Dar tu și eu, care suntem în seara aceasta aici, să luăm bine seama cum trăim. Că auziți, este păcat să și dai. Auziți, este păcat să și dai ca să primești de la Domnul. Că dacă ne ducem în Faptele Apostolilor, capitolul 8, este acolo un om pe nume Simon. Și când a văzut că cetatea Samaria a primit cuvântul și l-a primit pe Iisus, și lucrătorii, slujitorii Domnului s-a dus să se roage pentru cei care au primit cuvântul, ca să primească Duhul Sfânt prin punerea mâinilor, a venit la ei, a dat, spune cuvântul, le-a dat bani și a zis, puneți-vă și puneți mâinile și peste mine, ca să primi și eu această putere, ca peste oricine voi pune mâna să primească Duhul Sfânt. Auziți, el vrea să facă o afacere cu lucrarea lui Dumnezeu. Și spunea, e păcat să iei, dar e păcat și să dai. Pentru că unii nu înțeleg. Unii cred că lucrarea lui Dumnezeu se face să lucrezi și să primești. Și alții cred că dacă dai bani, poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și alții au dat. Și s-a nenorocit pe viață. Doamne, ai milă și îndură-te. Ai milă, Doamne, și îndură-te. Binecuvântat fie numele lui Dumnezeu. După ce i-a dat bani, și a văzut, i-a spus să piară împreună cu banii lui, că el n-are nimic cu treaba, nicio afacere cu lucrarea lui Dumnezeu. Și ce a spus? Rugați-vă voi pentru mine. Rugați-vă voi pentru mine ca să fiu iertat. Și spun eu, să fie eliberat de Duhul acesta. Frații mei, s-a dus Gehazi și a luat daruri. Dar darul acela a venit cu ceva la pachet. Că așa se întâmplă. Când te duci în numele Domnului, faci lucrarea în numele Domnului, dar ții anumite lucruri pentru tine. Îți însușești anumite lucruri, că așa crezi că e bine. Și nu că îți iei de o pâine, îți iei de un transport, de un drum, de benzină, îți iei mai nu știu ce, că trebuie să mănânci pe drum și să aduci și ceva la familie, că suntem oameni înțelepți și înțelegem. Dacă vine un slujitor de la 500 de kilometri și slujește în biserică, trebuie să-i plătești drumul. Trebuie să-i dai să mănânce ceva pe drum. Și pentru că el nu se ocupă cu altceva și are și o familie numeroasă, dai să ducă ceva și la familie, că suntem frați măriți să fie numele Domnului. Dar dacă el vine și percepe taxa, eu sunt cu tare. Dacă vreți să predic la voi în biserică, dacă vreți să fiu la voi în biserică, mie îmi dați atâta. Știi ce ia la pachet omul acela? Lepra lui Gehazi, păcatul care l-a însuțit pe Gehazi. Și auziți, culmea este că aici spune despre Gehazi că el și tot neamul lui, tot neamul lui, auziți? Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă, apoi a dat drumul oamenilor acela care au plecat, ca cumva să nu vadă Elisei că a luat. După ce s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său, Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Păi frații mei, când ei minți și ai impresia că minți pe fratele, pe sora, avem impresia că ne mințim unii pe alții și o facem de mult ori și să ne ierte Domnul. Ne mințim noi între noi, dar pe el care are ochiul ca para focului, cine poate să-l înșele? Cine poate să-l mintă? Nimeni. Că el vede. Și el vede acolo unde ochiul uman nu poate să ajungă să vadă. Doamne, slăvit să fie numele Tău. El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri, dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Știți ce spune într-o altă traducere, traducerea Bibliei Ortodoxe? Nu era oare, nu era inima mea cu tine? Auziți?
Oare nu era inima mea cu tine? Îl iubea Elise pe Gehazi. Dar numai că Gehazi iubea cu totul altceva. Este oare acum vremea de luat argint, haine, măznie, vii, oi, boi, rob și roabe? Pentru că omul lui Dumnezeu întotdeauna va gândi ce a spus Domnul. Dacă aveți ce mânca și ce îmbrăca, vei de ajuns. Frații mei, mulți am trecut de lucrul acesta. Și nu vreau să fiu înțeles greșit. Cu toții vrem să avem. Să avem o casă, să avem anumite posibilități, să creăm posibilități la copii și așa mai departe. Dar de multe ori trecem peste acestea, că trecem peste Cuvântul lui Dumnezeu și ne implicăm în anumite lucruri, în anumite lucruri, le luăm, le însușim, ni le însușim și păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune clar, dacă aveți ce mânca și ce îmbrăca, vei de ajuns. Păi cum, Doamne, să fie de ajuns? Dar nu știi că am copii? Nu știi că merg în lucrarea Domnului? Nu știi că am nevoie de motorină, de benzină, să mănânc undeva, să iau o apă și așa? Știe Domnul pe toate acestea și ți le pregătește Domnul. Binecuvântat fie numele Domnului. Tu doar să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează. Binecuvântat fie numele Domnului. Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Și acum pun întrebare. Adică nu e o lepră de asta trupească, cum e biologic. Dar în urma unor acțiuni întreprinse de noi, dacă vine păcatul în viețile noastre, ce bucurie mai ai în casă? Că ai luat, nu știu, câteva mii de euro la o slujire. Ce bucurie ai? Ai luat banii, i-ai cheltuit și ai rămas același. Sunteți de acord cu mine? Dar dacă faci lucrarea lui Dumnezeu și aștepți nu răsplata pe pământ, ci răsplata de la Tatăl, e cea mai binecuvântată ființă și Domnul să ne binecuvânteze, să înțelege. Pentru că a spus Domnul, când merge, să nu luați cu voi nici traistă. Și noi luăm traistă ca să le umple mai mult. Să faceți, în dar ați primit, în dar să dați. Și a venit cineva, și cu asta încheie, a venit la mine și cineva l-a chemat la o binecuvântare de copil. Și mi-a spus, frate Cornele, suntem chemați la o binecuvântare de copil și ce zici? Păi, frate putare, dacă te-a chemat, du-te Domnul să te binecuvânteze. Dar frate, dar știi ceva? Mă cheamă, dar nu-mi dă nimic. Adică stai așa, tu aștepți ceva? Păi da, frate, dar eu nu binecuvântez, nu cer binecuvântare. Dar frate, dar binecuvântarea e a ta, e a Domnului. Tu nu trebuie să ceri nimic. Tu trebuie să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu. Că tu doar te rogi și Domnul o dă. Că poate să ia Domnul darul acesta de la tine și nu mai ceri binecuvântare și peste tine vine altceva. Nu, frate, parcă nu i-am fi la cheremul lor. Și a spus, frate, noi suntem la cheremul lor, că noi lor trebuie să slujim. Noi la aceasta suntem chemați, să slujim și Domnul să ne binecuvânteze. Mulți nu înțeleg, din păcate nu înțeleg, că a fi un predicator, un cântăreț, un proroc, orice slujitor a fi, noi suntem robi și slujitorii poporului lui Dumnezeu. Eu aceasta am înțeles-o dintotdeauna și mă rog Domnule ca noi toți care suntem aici și sunt slujitori să înțelegem că noi suntem chemați să facem ceea ce suntem datori. Eu nu fac nimic de la mine. Eu fac doar ceea ce spune Domnul și la ceea ce m-a chemat Domnul să fac și Domnul să ne binecuvinteze. Că dacă mă rog pentru un bolnav și îl vindecă Domnul, nu eu îl vindec, eu doar mă rog. Și dacă mă identific cu cauza aceea și plâng pentru acel bolnav și mă doare, mă rog, dar cel ce vindecă este Domnul, mărit să fie numele Domnului. Dacă te rogi pentru un copil să-l binecuvânți, tu te rogi ca Domnul să-l binecuvânteze și Domnul dă binecuvântare. Dacă te duci la o nuntă și ceri binecuvântarea peste mine, tu te rogi, binecuvântarea o dă Domnul. Noi suntem datori să facem lucrurile acestea.
Nu facem ceva ieșit din comun. Doamne ferește! Dacă s-ar înțelege lucrul acesta, dacă s-ar înțelege lucrul acesta, ce bine ar fi și ce minunat ar fi și ce frumoasă ar fi pocăința. Doamne, ai milă de noi. Mă rog Domnului ca Domnul să binecuvânteze toți slujitorii. Încă mai sunt slujitori care lucrează pentru Domnul. Din păcate, nu se poate altfel. Pentru că dacă este originalul, este și copia, este și falsul. Că asta este. Ne rugăm Domnului ca în biserica noastră, lucrători de genul acesta, copii, să n-aibă ce să caute aici. Și în biserica noastră, și în biserica Domnului, să fie lumea slujitor, curați, cu lucrări minunate și binecuvântate care să se pună la dispoziția Domnului și a poporului lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Mă gândeam la început,